Bună seara, am revenit, a luat-o, l-am adus în casă, l-am lăsat la odihnit, la temperatura camerei. Acum preparăm crema, umplutura și o să avem nevoie de 100 de grame de nucă măcinată, lapte fierbinte, îl turnăm peste. De mililitri de lapte fierbinte. Adăugăm și cacao, 30 de grame de cacao. Amestecăm. Adăugăm și miere de albine. Dacă vreți, puteți adăuga zahăr. 100 de grame de miere. Esența de rom, să deschidem stafide, 150 de grame de stafide, esența de rom, o sticluță, tot esența de rom, să fie aromat și bun. Adaug 100 de grame de ciocolată. Eu am tăiat-o deja. Aceasta este crema noastră. Ia uitați. O lăsăm să se odihnească puțin și ne apucăm de făcut cozonacii. Aluatul a crescut. Este la temperatura camerei, uitați. O să-l întindem pe masă. O să presor puțină făină. Acesta este aluatul nostru. O să-l împărțim pentru 2 cozonaci. Avem 1 kg de făină, 200 de grame de smântână, 200 de grame de lapte, 200 de miere, o linguriță de sare, 200 de grame de unt, 25 de grame de drojdie, esență, 5 gălbenușuri și am făcut o pastă de portocale făcută din 250 de grame de portocale tăiate mărunt. Deci o cântărim, tăiem portocala, feliuțe,
cu 125 de grame de zahăr. O punem într-o tigăiță pe foc, cam 20 de minute, până se îngroașe puțin. Lăsăm la răcit și după ce s-a răcit, o mixăm, o frulăm și o adăugăm la aluatul de cozonac. O să-i dea un gust foarte bun, o să semene cu panetonele. Dacă nu vă place, o să puneți coajă de lămâie sau de portocală. Deci aluatul nostru este acesta. O să-l împărțim. Împărțim în două. Eu am să fac un cozonac mai micro, un tip panetone, și unul mai mare. Deci o să iasă doi cozonaci babani. Ia uitați beșicuțele. Am să întind pentru cozonacul mai mic aluatul. Să punem în umplutură puțin. O să răsucim. Acesta o să fie cozonacul. Și asta în două.
foaie și cealaltă foaie. Restul de umplutură. Aceste două le împletim. Și acum punem în tăvi. Le-am pus în tăvi, îi lăsăm la crescut, apoi îi ungem cu ou. Și dăm la cuptor.